Urmim anul cea mai importantă conferință de social media. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Sper din tot sufletul că tot ceea ce s-a rezultat în prima sesiune a fost de interes și mai ales că am putut să și învățăm să ne luăm de acolo informații pe care să le putem folosi în activitățile noastre. Acum vom trece la un subiect foarte important pentru fiecare dintre noi, pentru brand-uri și așa mai departe. Este vorba despre visual experience, experiența vizuală. Și numai de aceea știm că social media a accelerat puterea aceasta a vizualului, iar crearea de video și imagini care să ajute promovarea business-ului face acum parte din jobul de zi cu zi al echipelor din social media. Vom afla ce trebuie să știm, ce tool-uri putem folosi pentru a crea conținut cu impact vizual cât mai puternic pentru brandurile pe care le reprezentăm. Eu voi din nou să luați-o în seara, sper că ați avut și timp să puteți să socializați, de ce nu să folosiți și acea carte digitală din LinkedIn. Mulțumim, Cristi Vora, pentru această informație. Eu mai am și peste vizite din acestea normale, dar uite, acum am aflat și de cartea digitală. Eu, de urmare, sunt foarte fericit, o voi folosi și am văzut că putem să o și salvăm acele respectivă imagine cu acel QR code, așa că putem să o punem în favorites și să o accesăm oricât. Primul vorbitor din această sesiune, vă pot spune câteva cuvinte despre el și este director de marketing Foodpanda, în primul rând, și ne va vorbi despre comunicarea de brand în era vizuală, despre cum reușește social media marketing să crească performanța.